Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, cu o informație de ultimă oră. A fost activat planul roșu de intervenție în județul Telorman. La Scurtul Mare, un microbuz de transport persoane s-a răsturnat. În zonă s-au deplasat 3 autospeciale de stingere, de asemenea o autospecială pentru transport de victime, 5 ambulanțe SMURT și 3 ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță. Îmi spun colegii mei că sunt 7 victime până în acest moment, dar misiunea salvatorilor este în continuă dinamică. O să încercăm să intrăm în legătură telefonică directă cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență pentru a afla ce se întâmplă la fața locului. Repet, în Telorman a fost activat planul roșu de intervenție, un microbuz de transport persoane s-a răsturnat.